Bună și mulțumim frumos că ai fost alături de noi la CFO Conference. Ai vorbit despre investiții astăzi și aș vrea să te întreb care ar fi principalele mecanisme de subvenționare a proiectelor de investiții în România? Suntem într-un punct de cotitură în care schemele actuale aproape că se termină, în sensul că acest mecanism de finanțare de 7 ani va avea un punct, iar de la anul din 2024 va apărea un nou cadru de finanțare de 7 ani. Însă între ele, în momentul de față, există scheme de finanțare atât pe ajutoare de stat, suntem la finalul acestui proces, cât și pe PNRR și pe Fondul de Modernizare. Sunt practic 3 arii de finanțare largi în care există scheme de finanțare deschise sau care se vor deschide în perioada următoare. Ca să dau niște exemple concrete, pe ajutoare de stat, schema 332, prin care se finanțează proiectele labor intensive, adică acele proiecte care creează locuri de muncă, ghidul de finanțare este deschis, se poate aplica și mâine și în cursul anului acesta, există bani. Acolo se poate primi până la 60% din costurile salariale pe 2 ani de zile pentru oamenii pe care îi angajăm. Numărul 2, există o schemă de finanțare 959 de la Ministerul de Economie, în care proiectele CAPEX intensiv, adică companiile care investesc în active, care își adaugă 2-3 echipamente în hală existentă sau fac o hală nouă de producție, aceste tipuri de proiecte pot primi la fel până la 60% finanțare nerambursabilă din valoarea acestor echipamente sau cu tot, din clădire, din teren, din valoarea echipamentelor. Practic am zis de cele două scheme de ajutor de stat. Numărul 3, ar exista scheme pe Fondul de Modernizare, unde sunt scheme de... va trebui să se deschidă cât de curând un apel pe finanțarea energiei verzi, deci proiecte de, spre exemplu, instalare panouri fotovoltaice pe hale de producție, parcuri eoliene, parcuri de fotovoltaice. La fel, similar cu programul din PNRR de anul trecut, se pot primi sume considerabile din valoarea acestor investiții. Iar un alt program care se va deschide foarte curând, chiar ieri s-a publicat ghidul final, este proiectul de schema de reciclare, unde companiile care investesc în proiecte de reciclare pot primi până la 8,3 sau 4 milioane de euro bani nerambursabili. Ai vorbit și despre rolul CFO-ului raportat la toate aceste, la investiții și la aceste mecanisme. Ne spui mai multe? Da. Practic, managementul companiei, adică general managerul și CFO-ul, sunt oamenii de bază care pot gândi și pune în aplicare aceste proiecte. CFO-ul este persoana care are tot timpul intuiția ce proiecte se realizează în companie și care ar trebui să știe în avans proiectele, ar trebui să fie informat cu privire la schemele de finanțare și ar trebui să poată acționa foarte rapid în momentul în care se realizează proiecte de investiții sau există scheme de finanțare. Un CFO, în general, este foarte ocupat, în sensul că are și day-to-day work, are și, să zicem, parte de audit, îi vin auditorii, se închide exercițiul financiar, are un busy season, adică perioada în care are cel mai mult de muncă, dar CFO-ul trebuie să fie mereu pregătit ca atunci când există proiecte de finanțare, proiecte de investiții și finanțări, să poată să facă matching-ul și să spună ok, îmi doresc să aplic pentru astfel de proiecte. Deci pregătirea anticipată este cea mai importantă calitate, să zic, a lui, pe lângă punerea în aplicare a unui proiect.